Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragile mele, balanțe! Aceasta va fi citirea voastră de tarot pentru luna iunie, pentru toți cei care aveți zodia balanța, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al balanței. Hai să vedem, dragile mele, balanțe, care este energia generală pentru voi sau la ce vă puteți aștepta în luna iunie. Ok... Cu lucruri noi, multă explorare, multe lucruri noi um, și puține dificultăți aici, să spun așa, cu Saturn, dar dificultăți mai mult în a vă structura planurile, în a, în a vă da seama exact în ce direcție să o apucați. Dacă aici cu nodul nord și cu casa al nou avem așa o energie vizionară. Avem foarte multe posibilități aici pentru voi, dragele mele balanțe și partea cea mai dificilă pentru voi în luna iunie va fi să vă hotărâți din toate aceste posibilități, din toate aceste opțiuni, în care direcție să o apucați. Pentru că nu puteți să vă împărțiți în 10 și să mergeți în 10 direcții diferite deodată. Așa că, da, fear of missing out, da, un pic o să suferiți de asta în luna iunie, o să vreți să vă implicați în toate proiectele, să mergeți peste tot, să ieșiți peste tot, să fiți implicați în... În tot ce se întâmplă, mai ales că în jurul vostru se întâmplă foarte multe lucruri și sunt foarte multe posibilități, sunt foarte multe oportunități și aici intervine nevoia aceasta saturniană de a fi selectiv, da, dragile mele balanțe, asta e lecția voastră sau asta e uh, cel mai greu lucru pentru voi, mai bine spus, așa în luna iunie, este să fiți selectivi, să vedeți la ce spuneți, dar la ce spuneți nu... Um, o să vă fie tot timpul frică că ah, dacă nu merg acolo și merg dincolo, poate că în prima variantă m-aș fi simțit mai bine decât în a doua. În fine, uh, urmați-vă instinctul. Cam asta mi arată cărțile. Urmați-vă instinctul și, de asemenea, nu ezitați să ieșiți un pic din zona de confort. Fiindcă aici Saturn și nevoia asta de structură și de stabilitate și de predictibilitate are tendința să vă facă un pic... Uh, comozi în luna iunie și să nu vă prea doriți să explorați și să ieșiți din zona de confort, când, din potrivă, prima și ultima carte exact asta vă cere să acceptați acele provocări care sunt noi, care sunt altfel, să faceți lucruri pe care nu le-ați mai făcut până acum, să explorați idei, zone geografice, prietenii, persoane, conexiuni pe care nu le-ați mai explorat până acum. Faceți ceva nou și lăsați stabilitatea și structura și predictibilitatea mai deoparte. Luna iunie este momentul de explorare, de deschidere și de lărgire a orizonturilor. De ce? Pentru că voi aveți... Acum, în iunie, foarte puternice abilități de manifestare și de materializare a intențiilor voastre, dar dacă intențiile voastre sunt limitate de abilitățile voastre de a vă imagina un viitor mai bun, mai luminos, mai frumos, atunci practic ratați aici o șansă, da? Voi trebuie să, să zburdați așa liber pe câmpii cu imaginația în luna iunie, astfel încât să beneficiați la maxim de energia momentului. Da, momentul de structurare și de planificare va veni. Dacă aveți de făcut niște călătorii în străinătate, acolo, da, e foarte important să fiți foarte structurați și organizați, să vă faceți check-in-ul la avion în timp, să aveți toate actele la voi și așa mai departe, dar în momentul de inițiere, să spunem, acestor aventuri. Dacă când vă gândiți unde să plec în concediu, să mă duc tot în Grecia, unde am fost ultimii 10 ani, sau să aleg o altă țară în care n-a mai fost și nu știu dacă o să-mi placă, alegeți varianta pe care nu o știți, cu care nu sunteți familiari, pentru că asta vă cere, într-un fel sau altul, luna iunie, să ieșiți din zona de confort și totodată, după ce ați făcut ieșirea asta din zona de confort, da, să reveniți cu meticulozitate, să planificați totul în cele mai amănunțite de detalii. Bun, dragele mele, balanțe, hai să vedem ce au de spus suplimentar și cărțile de tarot pentru voi, pentru luna iunie. Uf, uh, frumos, nouă de cupe, steaua, pajul de cupe și temperanța. Per total aveți două arcane majore frumoase, la baza pachetului acest nou de săbii. Văd o oarecare <coughs> anxietate, să vedem oare de unde vine această anxietate pentru că aici cărțile care au ieșit sunt foarte frumoase nouăle de cupe ne arată că Uh, Noul, hai să luăm așa, de cupe și cu steaua, împreună, ne arată că reușiți să vă atingeți un cel, un obiectiv, vi se îndeplinește un vis, o dorință foarte arzătoare a sufletului vostru. Mai ales în prima jumătate a lunii iunie, există foarte puternic această energie, există foarte pregnant aceste șanse, da, pentru balanțe, să vi se îndeplinească o dorință. Ceva ce părea aproape imposibil de obținut pentru voi, uită că aici se materializează în prima jumătate a lunii iunie. Unii poate vă doreați un job, alții, alții vă doreați o relație, alții vă doreați o împăcare, alții vă doreați, nu știu, o căsătorie, un copil, o casă, o mașină, indiferent ce v-ați dorit foarte mult. Dorința asta arzătoare a sufletului vostru e mai aproape decât niciodată de materializarea ei în, în realitate, da? Și cred că lucrul ăsta vă sperie un pic, de-aia și nouăle de săbi, vă dă un pic de anxietate când sunteți atât de aproape de a avea tot ceea ce v-ați dorit, încep să apară așa la suprafață gândurile astea ale voastre limitatoare, e vocea aia interioară, e acel, cum să-i spun, sabotări intern al vostru, care iese la suprafață și vă întreabă, dar eu oare chiar merit chestia asta? Eu oare o să pot să susțin această fericire și această împlinire pe termen lung? Că în trecut lucrurile n-au ieșit bine pentru mine și atunci toate aceste experiențe negative din trecutul vostru, oarecum vă bagă în zona asta de ceață și de durere, oarecum vă faceți singuri filme negative cu privire la viitorul vostru, când de fapt realitatea este totul alta e una foarte pozitivă pentru voi doar că nu sunteți obișnuiți cu toate aceste lucruri pozitive și vin dubile, dar ies la suprafață dubile, neîncrederea um, și într-un fel sau altul vă stricați singur feng shui -ul. hai să zicem mai așa, să dăm mai pe șleau, da vă sabotați singur fericirea și împlinirea pentru că efectiv nu aveți încredere că lucrurile poate să iasă bine într-un final poate să iasă bine pentru voi dar eu sunt aici să vă spun că lucrurile chiar poate să iasă foarte bine Uh, un vărsător și un săgetător din viața voastră sunt uh, cu acest paș de cupe ca un fel de model de stabilitate, de relație, de dragoste, de împlinire emoțională pentru voi. Așa că uitați-vă, dragii mei, la vărsătorii și la săgetătorii din viața voastră, fiindcă aceștia reușesc într-un fel sau altul să obțină exact ceea ce vă doriți și voi, și poate, da, zic și eu, poate exemplul acestor persoane din viața voastră este suficient pentru voi încât să pună capăt acestor dubii și acestui sabotor intern care vă testează um, și care foarte ușor vă poate duce într-o zonă negativă și de tristețe, de dubii, de îndoieli, da? Uitați-vă la... Oamenii din viața voastră care sunt fericiți în relațiile lor, care sunt împliniți, care sunt echilibrați, care obțin ceea ce și voi vă doriți să obțineți în viitor și luați-i ca model. luați ca model că într-adevăr se poate și mergeți la drum cu capul sus, cu un plan foarte bine pus la punct și aveți încredere că e posibil, că e posibil ca și voi să obțineți aceste lucruri. Da, bineînțeles că optul de săbi mi arată că sunt aici niște rânci, niște limitări din trecutul vostru pe care trebuie să le vindecați, dar ce îmi zice aici pajul de săbi? Pași înceți și sigur către țelul vostru. Și odată ce începeți să faceți pași înceți și sigur, lucrurile se mișcă cu mai mare rapiditate. De asemenea, cărțile astea două mi-arată nevoia de o comunicare mai deschisă, mai onestă. Primul rând, voi nu, trebuie să fiți onești cu voi înși vă ce vă doriți cu adevărat. Da? Și pe urmă, <coughs> șaptele de bute, da, va trebui să vă luptați pentru ceea ce vă doriți, dar patrul de bute fericirea, împlinirea aceea pe care vă doriți, voi este foarte aproape. Dragostea aceea pe care voi vă doriți este foarte aproape. Dar ce trebuie să rețineți aici cu arcana majoră în este că acea iubire idealizată din viața voastră se poate materializa doar dacă faceți alegerea conștientă zi de zi să vă alegeți constant partenerul sau partenera, să alegeți constant relația asta, să alegeți constant să lucrați la această relație și să creșteți împreună. Și atunci, da, puteți să construiți ceva pe termen lung. Eu văd aici că voi așteptați de foarte mult timp această nouă șansă la dragoste în viața voastră, dar șansa asta vine doar dacă reușiți să demonstrați Universului că v-ați maturizat, că ați crescut și că ați învățat din greșelile din trecut și că nu o să mai repetați din nou și din nou și din nou aceleași greșeli. Și atunci, da, cu arcana majoră soarele, lucrurile ies bine inevitabil totul va fi bine dar trebuie să priviți toată această situație un pic altfel pentru că, ce îmi spune aici Arcana Majoră spânzurată, dacă voi continuați să faceți tot aceleași lucruri pe care le-ați făcut și în trecut cum vă puteți aștepta la alte rezultate? În trecut nu v-ați implicat 100% o parte din voi a fost mereu detașată, dar acum vine aici o regină de bâte cu uh, Arcana Majoră diavolul și cu eremitul, o persoană foarte atrăgătoare, o persoană care uh, este efectiv punctul vostru sensibil, o persoană foarte inteligentă, independentă financiar, cu foarte multă intuiție, o persoană care, pe care e posibil să o întâlniți online sau care lucrurile se mișcă cu foarte, foarte, foarte mare rapiditate. Și, în sfârșit, veți reuși și voi să vedeți luminița de la capătul tunelului. Dar această luminiță de la capătul tunelului este condiționată de. Um, conștientizarea faptului că relațiile se schimbă în timp, cei doi parteneri se schimbă în timp și dacă vreți ca relația asta să funcționeze, va trebui constant să creșteți împreună, să descoperiți mereu lucruri noi unul despre celălalt, să vă păstrați curiozitatea în această relație. Și atunci, da, poate să fie ceva pe termen lung și atunci, da, e dragoste adevărată și atunci, da, și prietenii voștri se vor bucura foarte mult pentru voi și atunci da, veți putea să lăsați într-un final jos toate aceste bariere să vă deschideți și uită că norocul vostru se schimbă. Dragii mei, nu sunteți uh, blestemați în dragoste. Nu e absolut deloc cazul de așa ceva, pur și simplu încă nu ați învățat din propriile voastre greșeli și continuați din nou și din nou și din nou și din nou și din nou să repetați mereu aceleași greșeli. Voi sunteți prinși aici într-un tipar relațional toxic și până când nu vă maturizați și creșteți și vă schimbați, nimic nu o să se schimbe, că nu aveți cum să aveți rezultatul, rezultate diferite dacă voi continuați să faceți aceleași lucruri. Da, acum eu am făcut interpretarea asta așa foarte love-oriented, da, orientată pe dragoste, că avem aici foarte multe cupe, dar în egală măsură cu acest Saturn, orice lucru pe care vi-l doriți um, în viața voastră, orice vreți să materializați în viața voastră, dacă continuați să acționați la fel ca în trecut, cum vă așteptați la rezultate diferite? Trebuie să faceți lucrurile diferit, să alegeți diferit, să gândiți diferit, să acționați diferit, dacă într-adevăr vreți rezultate diferite. Bun, dragii mei! Sper că ați găsit aici măcar așa un uh, sâmbure de mesaj încurajator și că am reușit să vă dau forța să mergeți mai departe cu capul sus, cu mult entuziasm, să explorați aceste noi orizonturi care se deschid în fața voastră în luna iunie, pentru că aici potențial de fericire este, dar trebuie și să creștem un pic, să ne maturizăm un pic și să învățăm niște lecții. Vă doresc foarte mult succes, stați cu ochii pe canalul meu de YouTube, fiindcă urmează noi și noi citiri de tarot pentru voi. Până atunci, toate cele bune! Pa, pa!